95.000 de elevi clujeni au început astăzi școala. Festivitățile s-au desfășurat normal, unitățile de învățământ fiind pregătite, cu mici excepții, pentru noul an. Probleme mai sunt doar la liceul de muzică. Reprezentanții instituției spun că lucrările se vor încheia abia în luna octombrie. Elevii și cadrele didactice din Cluj s-au prezentat la școală încă de la ora 9 dimineața. La festivitățile organizate de colegiile George Coșbuc, pedagogic, Liceul Teoretic Lucian Blaga și școala Liviu Rebreanu, a participat și primarul Sorin Apostu. După tradiționalul clopoțel, festivitățile au fost deschise prin intonarea imnului național. Peste 5.000 de boboci au intrat astăzi în clasa 1. Micuții și-au împărțit emoțiile cu părinții. Eu am început clasa 1 și eu am în ghiozdan un penar, caiete, de toate. Aveți emoții? Da, normal. Ca și cum ar fi prima zi de școală. La polul opus s-au aflat elevii de clasa a 12-a. Fără emoții mai retrași, veteranii se gândesc deja la examenul de bacalaureat. Ca toți elevii de clasa 12-a, aștept să înceapă bacalaureatul. Adică nu l-aștept cu brațele deschise. L-aștept că trebuie să vină. Dacă lucrurile au decurs normal în majoritatea unităților de învățământ din municipiu, la Liceul de Muzică deschiderea anului școlar s-a făcut printre schele și muncitori. Instituția și-a mutat sediul din locația Mănăstirii Franciscane în spațiile Liceului Unirea. Investițiile de transformare a fostelor ateliere în săl de muzică sunt întoi. Profesorii sunt însă optimiști și salută mutarea chiar dacă lucrările nu sunt finalizate. Noi, care am trăit dincolo în mănăstirea, în Biserica Franciscană, să știți că am studiat în coridoare, în WC-ul, în dormitoare și au ieșit instrumentiști excepționali în lume. Aici va fi o școală, zic eu, internațională, sigur, nu se poate face peste noapte. Ne mutăm din o mănăstire cu nostalgia mănăstirii și cu generații întregi care au crescut acolo, dar ne mutăm într-o școală adevărată. Elevii au păreri împărțite vis-a-vis de această mutare. Mă bucur că ne-am mutat aici pentru că avem unde studia, avem cantină, sunt condiții. Era mai bună cealaltă. De ce? Locația, sălile de studiu. Reprezentanții instituției spun că lucrările vor fi finalizate abia în luna octombrie. În jur de 1 octombrie, nu știu dacă a fost, se poate începe deja în 80% din spațiu.